Astra încheia stagiul de pregătire din Spania cu o remiză. Fără Silviu Lung Junior, Constantin Budescu și Claudiu Bumba, plecați la națională, Giurgiu Veni au remizat scor 2-2 cu Dinamo Kiev, liderul din Ucraina. Astra s-a văzut condusă pe tabelă încă din minutul 7, Bujalski învingându-l pe Arabațis. Giurgiu Veni au reușit să întoarcă scorul, Denis Alibek, jucător intrat pe teren după pauză, punctând în minutele 48 și 58. Dinamo Kiev, echipă care a învins de două ori Steaua în grupele Europa League, a închis tabela în minutul 61 prin Crave. Oleg Protasov l-a testat în acest meci și pe atacantul camerunez Jean-Landry Baselkin. Astra revenind în țară duminică seara, staful și jucătorii având liber până miercuri. Joi este programată vizita medicală, urmând ca vineri Astralii să revină pe arena Marin Anastasovici pentru antrenamente. Primul meci oficial pentru Astra va avea loc pe 18 februarie, în turul semifinalelor Cupei Ligii cu Steaua București în deplasare.